Un incendiu a izbucnit miercuri seara la locomotiva unui tren de călători în gara de sud din Ploiești. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Conform Digi24, locomotiva electrică a unui tren de călători a luat foc în Ploiești, în gara de sud. Au acționat un ofițer și 15 subofițeri cu două autospeciale de stingere, o autospecială cu azot și o ambulanță SMURD, a anunțat ISU Prahova. Incendiul se manifesta cu flăcări deschise și degajare mare de fum sub locomotivă. Reprezentanții ISU Prahova au anunțat că locomotiva a fost decuplată de la restul vagoanelor de călători și trasă pe o altă linie. Pompierii au acționat cu azot pentru lichidarea incendiului. Nu au fost înregistrate victime. CFR Călători a transmis că incidentul a avut loc la locomotiva trenului RE5003 în relația București-Nord-Mărășești, iar cauza a fost supraîncălzirea și defectarea compresorului. Conform procedurilor aferente unor asemenea situații, a fost avizat serviciul 112, o echipă de intervenție deplasându-se la faza locului, între timp mecanicul acționând pentru limitarea efectelor degajării de fum. Siguranța și securitatea pasagerilor nu au fost afectate, au anunțat reprezentanții CFR Călători. Pasagerii care au bilete la trenul afectat sau care doresc să renunțe la călătorie din motive personale vor primi la cerere contravaloarea biletelor achiziționate și neutilizate, fie pe întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă, conform regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare, a transmis CFR Călători, relatează Digi24.ro.